Băieții au avut din nou ceva nemulțumiri la adresa lui Gabriel și deși Raul de când a intrat în casă a spus că el o să-l susțină pe Gabriel, o să-l schimbe, o să-l facă să se integreze, iată că și acesta a participat la acele glume pe seama lui Gabriel. Râdeau băieții că bea apă, apoi bea lapte, apoi iarăși apă sau ceva de genul acesta, că nu închide după el ușa, acea plasă de țânțari și intră în casă și ați văzut mai multe motive pe seama cărora au râs băieții, iar Ionuț a spus ceva care nu s-a discutat foarte mult. A zis că ține de cei 7 ani de acasă, să strângi după tine paharul, să ai grijă, să închizi plasa și așa mai departe. Iar doamna Mirela a întrebat dacă nu este educat și el a zis că e vorba de respect și de cei 7 ani de acasă. Mama lui Gabriel a fost evident deranjată de discuție, a și plâns pe timpul materialului, dar pe de altă parte i-a spus lui Gabriel să facă lucrurile care trebuie acolo în casa lor.